Bună ziua și bine v-am regăsit! Clujul la zi. Om bogat, om sărac. Astăzi o avem ca invitată aici la noi în studio, în cel mai primitor studio TV, pe psihologul Cerasena Lipec. Cerasena, bine ai venit! Bine ne-am regăsit, Mircea, în cel mai primitor studio de care mi-a fost și dor și de care mi-e foarte drag. De mulți ani! Vrem să discutăm despre omul bogat și omul sărac. Ce înseamnă ca un om să fie bogat? Din punct de vedere al psihologului. Din punct de vedere al psihologului și din punct de vedere al omului, pot să spun că e totul extrem de relativ și volatil, pentru că e foarte important la ce ne raportăm. În momentul în care vorbim de bogăție și de sărăcie, în egală măsură... Mulți se gândesc la partea materială. Noi încercăm să privim în totalitate ceea ce înseamnă omul. Ce înseamnă un om bogat? Un om bogat este un om care se simte împlinit pe mai multe paliere. Nu doar banii din cont sau averile pe care le ai pot să-ți aducă sentimentul de împlinire deplină și autentică. Pentru că atunci când e vorba de un gol interior ce nu poate fi umplut cu bunuri materiale, acel om, oricât de multe venituri și bogăție ar avea, este un om sărac pe dinăuntru și din punct de vedere psihologic va experimenta un sentiment de sărăcie internă care nu îl va putea umple decât cu conținuturi sufletești. Poate un om bogat material să fie sărac? Ghilimele de rigoare. Sigur că da. Sigur că da. Poate să se simtă sărac dacă e singur, dacă nu are niște valori autentice la care să se raporteze, dacă tot ce a fost mai bun din el a consumat în goana pentru a câștiga bani, să zicem, și s-a irosit, practic, un element extrem de valoros, timpul său, în loc să-l umple cu conținuturi esențiale, cu experiențe, cu relații semnificative, cu raportări la elemente spirituale, atunci acel om va fi completamente sărac din punct de vedere sufletesc, iar bunurile după care a alergat nu vor fi niciodată suficiente sau importante de la un anumit punct încolo chiar, nu vor mai fi necesare atât de mult pentru a fi fericit, pentru că el nu va fi fericit doar având niște bunuri materiale. De aceea e foarte important oamenii să nu fie foarte legați de elementele materiale. Nu putem să le ignorăm și ele creează un cadru în care funcționăm, în care noi ne îndeplinim visele, pasiunile sau dorințele sufletești. Dar dacă doar acelea există, atunci acel om va fi un om sărac. Mulți dintre cei care sunt tineri și mulți dintre oamenii zilelor noastre vor să fie foarte bogați material, uitând că există un echilibru între partea materială și partea sufletească, partea spirituală. Sunt nefericiți oamenii foarte bogați? Nu neapărat, dacă... Dacă neglijează și cealaltă parte? Sigur că da, dacă neglijează cealaltă parte... Pentru că cei devin robul bogăției. Devin avari, devin răi, devin, să spun așa, egoiști. Da. În general, acei oameni nu numai că sunt nefericiți, dar acei oameni nici măcar nu se simt bogați chiar dacă au foarte multe bunuri materiale de la un punct încolo. Pentru că ei doresc să câștige niște stări sufletești prin bunurile materiale obținute și nu le pot obține. Și atunci ei vor fi foarte frustrați de faptul că, deși au agonisit foarte mult, le lipsește ceva esențial și nu prea știu în ce e acel ceva și continuă, practic, să alerge după a câștiga mai mult, mai mult, mai mult. Nu se prea știe opri. Și încearcă să-și cumpere fericirea? Da, uneori da. Ceea ce e clar un parcurs greșit, e o pistă destul de riscantă, pentru că a încercat să cumperi cu bani sentimente, stări, împliniri sufletești, e o iluzie în care se vor pierde, un fel de Fata Morgana spre care vor tot alerga și care nu le va oferi la schimb nimic.
E destul de frustrant pentru oamenii bogați care sunt doar bogați material. E destul de frustrant. Tot așa cum e foarte frustrant și pentru un om sărac care nu face nimic decât să se autocompătimească și să își dorească foarte mult doar bani. Și acela va fi sărăcit și de acel potențial sufletesc pe care îl avea anterior. Deci, focusarea doar pe linia materială duce la pierdere, indiferent dacă ai puțin sau mult. Și e o pistă greșită pe care se merge și care cel mai frecvent duce doar la stări de nemulțumire, de invidie, de ranchiună. Și ce mai neplăcut, la o persoană care are venituri modeste, să zicem, și care are iluzia aceea că dacă ar avea foarte mult, ar fi fericit, la o astfel de persoană apare și un blocaj foarte interesant, că nu mai face nimic, doar trăiește invidie, doar trăiește nemulțumirea și frustrarea personală și nu mai acționează, nu mai are inițiativa de a face ceva concret, de a lucra, de a iniția un proiect. Și atunci apare o sărăcie și fizică, și materială, și sufletească, pentru că se împregnează de aspecte negative pe toate palierele. Ne-am propus să abordăm și următoarea temă. Ce îi spune unui tânăr între 20 și 30 de ani, care este la începutul vieții, la începutul carierei? Ce să urmărească? Ce să facă? Pentru că vedem în ziua de astăzi, marea majoritate a tinerilor se gândesc prima dată la meserie, la job și după aia la familie, copii, când poate nu mai reușesc să se împlinească într-o familie fericită, gândindu-se mai mult la cealaltă parte, partea materială. Ce îi spune acelor tineri care sunt între 20 și 35 de ani în momentul de față? Le-aș spune așa că nu trebuie... Cum poți să ajungă un om bogat? Aș spune așa că nu trebuie etapizate și nu trebuie urmate pe pași toate lucrurile într-o organizare atât de rigidă și de nenaturală. Adică pot coexista și preocupările pentru o relație și pentru copii și pentru vacanțe și pentru job și pentru carieră într-o armonie. Oarecum privit așa pe categorii și neapărat urmat doar pe categoria respectivă tot efortul pe care îl facem, de fapt în sine e o greșeală și e o depărtare de funcționarea noastră naturală și firească. E bine să fii preocupat și de studiu și de carieră. E foarte corect să te gândești că ai nevoie de o casă deasupra capului. E foarte normal să-ți dorești să ai și o mașină, să ai și lucruri. Dar nu înseamnă că nu poate exista alături de acestea și o preocupare pentru aspecte care să-ți facă plăcere, care să te împlinească relațional, care să îți ofere un tonus bun care până la urmă se va răsfrânge chiar în zona aceea de început, carieră și muncă. E o necesitate să le interconectăm obiectivele și să îndrăznim să ne facem planuri pe mai multe paliere. Mulți vor zice, foarte tineri, unii, de fapt nu mulți, unii vor zice, dar dacă eu aloc energie, timp pentru asta, pierd dincolo. Poate că, într-adevăr, nu ajung în sindromul de epuizare prin muncă și nu câștig primul milion de euro până la 30 de ani. Dar, probabil, câștig mai mult în sănătatea mea fizică, în sănătatea mea emoțională, în împlinirile sufletești. Se gândesc tineri în momentul de față la sănătatea lui? Din păcate, foarte mulți se epuizează, mulți vin la cabinet. Se gândește la sănătate? Sunt care sau pune pe primul plan. Sunt care nu se gândesc. Sunt care bogăția, nu se gândesc. Partea aceasta materială. E o competiție. Trăim într-o lume în care toți parcă se întrec între ei și se întrec cu propriile limite, care iar e o greșeală. Generațiile anterioare nu erau animate de astfel de parcursuri. Era altă lume. Era altă lume și aveau o anumită răbdare în a progresa în toate privințele și cariera. Chiar dacă am vrea să le spunem niște lucruri, mereu îmi spune și mie și la alții, sunteți depășiți, nu știți.
E un conflict între toate generațiile de când e lumea aceasta. Dar ce ar spune psihologul revenind la cel tânăr între 20 și 35 de ani? Cum să facă, ce să facă ca să fie la 40 de ani un om bogat? După aia luăm și de la 40 încolo. Da, că mă gândeam acum că oare de ce nu am până la 40? Da, și vom ajunge și la cei de la de 70 de ani, sigur, în care da. Societatea abia așteaptă să moară, să plece, pentru că devine o povară. Dar da, să ne ocupăm de cei tineri, așa. De cei tineri. De cei tineri. Ce e important? Să se asculte pe ei înșiși, să vadă ce au prioritizat extrem și ce au pus deoparte. Că toți au și lucruri lăsate în așteptare, tot așa cum au și priorități evidente. E bine să fim responsabili, să avem responsabilități și priorități, dar e foarte important să nu lăsăm deoparte prea multe lucruri care ne fac plăcere și care chiar sunt importante pentru noi înșine. Niciodată extremele nu sunt bune. Nu sunt bune. Și ce lăsăm deoparte cel mai frecvent? Lucrurile care ne definesc cel mai mult. Ne place să călătorim, să citim cărți, să vedem filme, să ne întâlnim cu prietenii. Ce zicem? Astea ne iau timp. Hai să ne ocupăm de muncă. Și atunci dedicarea exclusivă unei activități în scopul acela de a-mi îmbogăți, de a-mi crea acele nevoi materiale care nu mai sunt niște simple nevoi materiale, că sunt aliniate standardelor sociale la care ne raportăm, pot să ne epuizeze și să ne ducă la insatisfacție și chiar la suferință emoțională și poate și fizică. Cei care trec de 40 de ani până la 60, cine îi spune? Aceia sunt niște oameni în general destul de împăcați cu fericirea și deja cu un acces deschis spre înțelepciune. Au deja realizări destul de multe, profesionale, materiale, copiii deja sunt destul de mari și încă sunt destul de tineri să se poată ocupa de lucrurile care îi interesează și le fac plăcere. E o categorie destul de stabilă și cu multă siguranță și emoțională, categoria aceasta, pentru că au trecut de tăvălugul tinereții și încă sunt extrem de funcționali, în mare parte sănătoși și cu o perspectivă de tinerețe evidentă. Ce trebuie să fie pentru ei prioritar? Ca să fie niște oameni bogați. Prioritar pentru ei deja începe să devină elementul sufletesc. Deja valorizează mai mult familia, relațiile cu copiii, relațiile cu colegii, prietenia. Sunt oameni care deja au trecut de etapele acelea presante ale tinereții, când nevoile imediate nu pun presiune. Și atunci sunt oameni care se pot ocupa de pasiunile lor, de hobby-urile lor, pot da foarte mult și profesional, pentru că își cunosc foarte mult zonele unde acționează și sunt mai puțin vulnerabili la goana după înavuțire, sunt mai puțin frustrați în situațiile în care au o pierdere materială, pentru că își cunosc și potențialul de a renaște precum pasărea Phoenix. Știu pe ce se pot baza, pentru că au o cunoaștere de sine și o conștientizare a ceea ce e potențialul lor cel mai frecvent, așa ca imagine generală. Acum vorbim nu de excepții care pot să facă atunci salturi spectaculoase și să zic că, uite, aleg o carieră spirituală, renunț la toate bunurile și mă îndrept spre altceva, sau dimpotrivă să zic că acum experiența mă ajută să fac atât de multe lucruri materiale cum n-am mai făcut niciodată. Și ajungem la cealaltă perioadă a oamenilor trecuți de 60 de ani care intră în pensie, cum se spune, și mulți dintre cei care înainte îi respectau și ridicau în slăvi, îi tratează cu, să spun așa, cu acel sentiment că este deja o povară pentru societate și că ar trebui să se retragă pentru că timpul lui, lor, a trecut. Și mereu li se spune, deja se face târziu în viață și timpul nu-l mai poți opri. Ce să facă acești oameni?
Într-adevăr, diminuarea veniturilor în momentul pensionării e o evidență, nu e ceva inventat, e chiar o realitate. Dar dacă se pune o astfel de presiune pe o persoană care e mai în vârstă, acest lucru spune ceva despre relațiile pe care le are cu cei care spun asta. Adică a fost bun doar până a produs foarte mulți bani sau când a fost funcțional, când a putut fi folosit de cei apropiați care îi spun astfel de lucruri sau e vorba de altceva. Acum, în cazul unor relații funcționale în care există respect, apreciere, în care se înțelege că în viață sunt niște momente în care se fac schimburi, acum îți ofer eu, probabil că peste 20 de ani îmi vei oferi tu susținere și sprijin sau înțelegere măcar. Pentru că cel mai frecvent la o astfel de vârstă persoanele nu au nevoie extraordinar de mari, cât un suport emoțional, să fie însoțiți când merg la medici sau în anumite situații în care au de rezolvat probleme, de înțelegere mai mult decât de eforturi materiale. Sunt alte priorități. Sigur, prioritățile sufletești sunt cele mai mari. O reîntoarcere spre religie, spre credință, spre lucrurile esențiale și care ne definesc pe noi ca oameni. O bună înțelegere a vieții și a morții, corectă a filozofie de viață, o accesăm numai în vârsta a treia, se zice. Pentru că nu avem timp până atunci. Devin mult mai înțelepți. Da, au posibilitatea de a reflecta diferit decât celelalte generații și pentru că experiența de viață, înțelepciunea pe care au dobândit-o în timp, prin tot ce au făcut, prin experiențele avute, prin tot ce au citit, prin tot ce au înțeles de la umanitate, îi face să fie diferiți în ceea ce privește înțelepciunea pe care nu au. Nu poate fi un om bogat. Un om bogat nu poate fi bogat decât dacă e împlinit și sufletește. Dacă are împliniri sufletești autentice. Atunci când are totuși... Ce ne spune psihologul? Ce înseamnă un om bogat, împlinit? Da. Un om împlinit este un om care are conștiința faptului că da, a oferit lumea acesteia ce a fost mai bun din el. Că este într-o relație bună cu lucrurile sufletești, cu credința, cu oamenii din jurul său. Un om care a putut să și ierte, un om care a putut să și asculte, un om care a putut să fie generos și altruist, se va simți mai împlinit decât unul care doar a adunat pentru sine. Poate să fie un om fericit, un om bogat, acel om care poate să ierte? Sigur că da. Iertarea este o eliberare de presiuni foarte mari pe sufletul nostru și nu numai o eliberare, dar și o înțelegere superioară a libertății individuale. Eu cred că iertarea este sursa fundamentală a eliberării personale. Atâta timp cât nu poți să ierți, vei avea continuu o nemulțumire, o frustrare și o revoltă internă care nu-ți va face bine. Să ierți nu înseamnă neapărat să te duci să ceri iertare celuilalt, ci să îl înțelegi exact, să înțelegi tot ce a făcut împotriva ta, să înțelegi că poți să nu-l urăști, că poți să îl ajuți dacă îți va cere cândva ajutorul, că din păcate în viață de multe ori cei pe care îi vedem ca niște dușmani care ne-au făcut foarte mult rău, aceia se vor întoarce spre noi să ne ceară chiar ajutorul sau să ne ceară sprijinul, parcă e o probă așa destinului să ne verifice sufletul. Am putut și atunci, să ierta. Ce trebuie să facă omul? Nu neapărat să devină cel mai bun prieten al acelui om, ci să înțeleagă și sufletește să-l ierte. Să poată să meargă mai departe fără acea povară, e cel mai important lucru. Și să înțeleagă că fiecare răspunde cu toate urmările pentru greșelile pe care le-a făcut, dar acolo nu trebuie inclusă și povara ta personală. Să-l înțelegi și să-l lași exact cum e, dacă nu se poate ajunge la o împăcare
Iertarea nu presupune neapărat împăcarea dintre doi oameni, ci eliberarea de sentimente negative față de omul care a greșit față de tine. Revenim acum, am trecut prin toate vârstele. Un om sărac este acela care este doar sărac material sau este și sărac spiritual? Din păcate, uneori oamenii care au foarte puține venituri și care trăiesc într-o sărăcie profundă, nu sunt animați de cele mai... Un om harnic mai poate să bune fie, sentimente. Să fie sărac? Un om harnic de obicei nu e sărac. Un om care are proiecte, un om care muncește, un om care trudește zi de zi pentru a obține ceva, măcar pentru timpul prezent, nu este un om sărac, nici nu se consideră așa. Iar acel om care muncește și este harnic trebuie să fie mulțumit cu ceea ce are pentru a fi cât de cât fericit? Un om care e harnic și muncește, în general, e chiar mulțumit cu ceea ce face. Pentru că munca în sine ne oferă o satisfacție extraordinară și ne pune într-o zonă foarte confortabilă în care nu ne mai comparăm cu alții. Dacă muncesc asumat, doresc să fac asta, să muncesc ceva, mă mulțumesc și sunt fericit de rezultat. Am acea satisfacție că am făcut ceva bun și ceva ce numai eu am putut face. Poate doar eu am putut repara un lucru sau am putut sădi un câmp. Atunci nu se va simți practic frustrat sau neîmplinit sau sărac. Pentru că nu va interesa cât de mulți bani are, nu mai știu ce miliardar sau ce fără case. Fără a se uita în oglindă. Da, exact. Altfel. Atunci când nu ne comparăm cu alții, ci cu noi înșine și facem ceva, atunci nu există riscul acesta de a ne simți săraci. Că sărăcia, practic, e o perspectivă personală pe care o alegi. E necesar, din punct de vedere al psihologului, ca un om harnic care muncește să fie mulțumit cu ceea ce are? Sigur, e foarte important să fie mulțumiți. Să nu mai fie un rob al egoismului și a avariei, uitându-se peste gard la vecinul care este, poate, din punctul lui de vedere, foarte bogat, dar foarte nefericit. Da, de aceea nu-i bine să ne comparăm. Fiecare are propria sa cruce și greutățile sale și neîmplinirile și suferințele personale. Dacă noi ne comparăm doar cu noi înșine, cu ceea ce suntem, de unde am pornit, unde am ajuns, ce facem zi de zi, ce putem face mai mult în ziua următoare, atunci nu vom avea timp de invidii și de comparații. Dacă vrem să ne comparăm, oricât de multe lucruri ai avea, mereu vei găsi pe cineva care are mai multe și e o cursă incorrectă față de tine până la urmă. Și atunci ce trebuie să facem? Până la urmă, nu resemnarea este soluția. Dacă sunt sărac, asta e și mă resemnez. Nu invidia este soluția, nu compararea cu ceilalți. Deci nici resemnarea, nu, nici invidia. Nu, este efectiv activarea comportamentală. Fac ceva ce eu pot face cel mai bine și ceva care îmi și place dacă se poate sau ceva care e în măsură a fi făcut de mine, chiar dacă nu-mi place cel mai mult, dar pot să fac. În momentul în care acționezi și faci și muncești, când faci mă refer la muncă, nu mă refer la alte tertipuri mai puțin morale, ci la muncă pur și simplu, atunci sentimentul acela de sărăcie va dispărea și ești mulțumit. Există explicații psihologice, sunt anumiți hormoni ai fericirii, ai mulțumirii, pe care ai recompense, pe care îi descarcă creierul nostru în momentul în care facem lucruri. Și crederea special în noi. Când facem lucruri bune, cum se manifestă? Când facem lucruri rele, cum se manifestă? Când facem lucruri rele, clar că emoțiile negative nu ne fac bine. Nu ne fac bine, exact așa cum stresul nu ne face bine. Corpul nostru este sensibil la substanțele descărcate de creierul nostru în anumite circumstanțe. Când facem un lucru rău, cine ar trebui să ne judece? Primul care ar Primul trebui să tragă semnal de alarmă noastră, e conștiința noastră, evident. Și ar trebui să ne îndrepte spre o cale corectă. În momentul în care faci ceva în regulă, bun, apreciat de tine ca și fiind constructiv, corect, atunci apar niște descărcări în circuitele de recompensă.
Tu simți o bucurie care e recompensa pentru ce ai făcut. Și dacă stăm să ne gândim, atunci când realizăm ceva și avem un rezultat, am reușit să repar ceva, am rezultat, e o satisfacție ce nu e comparabilă cu nicio altă satisfacție. Nu se compară cu altceva. Sunt activate acele circuite. Acele circuite, când se activează și se descarcă acei neuromodulatori, noi suntem foarte receptivi și prelucrăm informația într-o manieră foarte constructivă, crește și încrederea în noi. Știm că și mâine aș putea face ceva. Puțin mai mult, puțin mai bine, diferit sau la fel măcar. Și atunci ne animă deja niște tendințe pozitive și atunci ne simțim bogați sufletește. Încrederea în noi e una dintre bogății. Și asta nu se măsoară în bani și nu. În partea cealaltă, nu? Nu se măsoară în bani. Satisfacția, mulțumirea, împlinirea sufletească nu se măsoară în bani. Nu se măsoară în bani. Nu putem să fim ipocriți. Avem nevoie de un mediu stabil. Noi căutăm siguranță și stabilitate, predictibilitate în mediu. Asta presupune măcar existența unor venituri medii. Nu putem să zicem că muncim în gol și nu avem nicio satisfacție, nu avem ce pune pe masă și nu avem un acoperiș sub care să stăm. Sigur că e necesar un minim în mediu ca să poți apoi să te grupezi, să te regrupezi în fața oportunităților care apar și să lucrezi. Iar în momentul de față, dat fiind faptul că există o penurie de forță de muncă, cine vrea să muncească are unde să muncească. Da. Nu? Spre deosebire de alte perioade ale umanității, acum chiar putem munci dacă vrem și spre deosebire de generațiile anterioare se poate munci mai ușor decât înainte. Viața este mai ușoară pentru că instrumentele folosite de oameni sunt mult mai complexe și vin în favoarea muncii. Dar nimic, e necesară voință. Nimic nu se poate realiza în această viață decât prin muncă. Da. E și păcat să nu muncești, pentru că exact ce spuneam mai înainte, nu vom simți satisfacție din mici aranjamente și îmbogățiri rapide. Am avut ocazia de a vorbi și cu persoane tinere care ziceau așa, eu vreau să mă trag tare un an, doi, trei și pe urmă nu mai să stau. Și am zis, ar fi cea mai urâtă dintre posibilități, pentru că n-ai fi mai fericit dacă n-ai mai avea ce să faci. Se zice că oamenii îmbătrânesc sau se sting atunci când nu mai au ce face, nu mai au proiecte, nu mai au de ce se agăța. În momentul în care ai un proiect, ai de muncit ceva, mereu linia de orizont este cea care te inspiră, ai un plan pe termen scurt, mediu, lung și mergi spre el și mereu e nevoie să creăm planuri și perspective dacă vrem să funcționăm ca niște oameni tineri împliniți sufletește și fericiți. De multe ori în viață apar și situații limită, când de multe ori ni se spune aceasta este pentru tine o lecție. Când ești foarte bolnav sau când te apropii de sfârșitul vieții, abia atunci încerci și vezi ce a însemnat viața pentru tine, ce pleci și ce duci dincolo de viața de nu mai duci nimic material. Și atunci, toate aceste lucruri ar trebui să le știe fiecare, tânăr sau bătrân, pentru că nu totul se rezumă la partea materială, nu? Da, și chiar sunt lecții. De-a lungul vieții primim foarte multe lecții, dar nu suntem atenți. Te-ai întâlnit cu asemenea oameni care vin și spun pentru ce trăiesc. Da, e adevărat, dar problema este următoarea. Mesajul ar fi foarte, foarte bun așa. Iar niciodată extremele nu vor fi bune. Nu, extremele nu sunt bune, dar e foarte bine să fim atenți la toate lecțiile pe care le avem în viață. Chiar să învățăm din ele. Și nimic nu e întâmplător, la niciunul dintre noi. Fiecare am primit câte o palmă și ni s-a spus, trezește-te, pentru că poate calea care ai urmat-o nu e bună. Vino pe calea cea. Se zice că filozofiile de viață, da, filozofiile de viață se schimbă în momentele critice ale vieții, când e cel mai greu, atunci schimbăm perspectiva. Doi, un prieten ne dă seama dacă este prieten când ești la greu. Sigur că da, exact. Și în relații se vede clar. Pe de altă parte, din punct de vedere psihologic, noi știm așa un lucru foarte clar.
Nicio persoană nu se dezvoltă dacă nu iese din zona lui de confort și nu se confruntă cu greutăți. Dacă mereu e protejat un copil, un tânăr, un adolescent, să nu se obosească prea mult, să nu riște să lucreze nu mai știu ce, el nu se dezvoltă. Dacă e ținut acolo sub clopotul de sticlă și nu experimentează și nu încearcă și nu face dovada ceea ce poate oferi prin muncă, nu se poate dezvolta. De aceea e foarte bine să-i protejăm, să-i ajutăm cu limită. Adică dă-le voie să-și asume responsabilități, să înțeleagă ce e important în viață, să se implice în ceea ce înseamnă propria sa funcționare și să-și trăiască propriile lecții și ei. Și acele lecții vor fi cele mai frumoase și cele mai apreciate de către el. Și acel lucru care va dobândi prin sudoare îl va aprecia. Nu cel care l-a primit și care pentru el nu reprezintă o valoare. Nu reprezintă o valoare pentru că el n-a fost implicat în producerea acelor bunuri, să zicem, dacă primește niște bunuri. Experiențele acelea sunt experiențele pe care ni le vom aminti atunci când suntem vârsta a treia, când suntem în momentul de înțelepciune mare. Și vom înțelege că au fost lecții corecte și binevenite, chiar dacă în momentul în care le-am parcurs am zis, da, a fost cel mai greu, e atât de greu, cum trec peste asta? Treci peste asta, faci dovada forței interioare de a trece și rămân experiențele cele mai valoroase din viață, de fapt. Iar în ceea ce privește bunurile, în momentul în care primește cineva foarte mult și frecvent de la părinți, să zicem, un tânăr, dacă primește foarte multe bunuri, nu le apreciază. Și părinții de multe ori sunt indignați și intrigați. De ce nu înțelege că e atât de valoros ce îi oferi, atât de mult ce îi oferi? Cel care oferă foarte mult, valorizează foarte mult și relația și ceea ce oferă. Consideră că e important, dau mult. Dar cel care primește consideră că e meritos și pur și simplu asta e, mi s-a dat, merit. Nu înțelege totdeauna valoarea ceea ce a primit. De aceea e bine să se facă schimb, adică ofer foarte mult, dar aștept și eu ceva în schimb de la tine. Să te implici în propria ta dezvoltare, să trudești, să te angajezi undeva, să iei în serios anumite lucruri despre care vorbesc cu tine. Să fie un schimb, că poate nu tot bunuri îți poate da un tânăr sau un adolescent, dar și el trebuie să ofere ceva la schimb. Ca să poată să valorizeze și el ceea ce înseamnă relația dintre doi oameni și ce a primit până la urmă, va înțelege altfel. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Om bogat, om sărac. Ce ar trebui după această emisiune să înțeleagă cei care ne urmăresc? Cum poți să fii un om bogat în ziua de astăzi? Un om bogat sufletește și un om echilibrat e un om care alege moderația, adică înțelege importanța tuturor lucrurilor exact așa cum sunt ele, fără să excludă unele în defavoarea celorlalte, în favoarea celorlalte. Așadar, e importantă și munca și cariera și învățătura, dar și sufletul, dar și prietenii, dar și relațiile de familie și ceea ce îți face și plăcere să faci. Nu puneți în așteptare lucrurile care vă sunt dragi și care sunt importante sufletului. De fapt, atunci când faci un lucru din plăcere, nu simți nici oboseală. Se și zice, nu? Dacă mergi la serviciu care ți-i drag, nici măcar nu te obosești, că nu mergi la serviciu, faci din plăcere. Și lucrurile care ne fac plăcere ne și relaxează sufletește, ne eliberează, ne detensionează, practic, de alte stresuri și oboseli de altă natură și și vindecătoare. Corpul nostru simte bucuria aceea care e o sursă până la urmă de echilibrare și fizică în anumite circumstanțe. Deci să fim echilibrați în tot ceea ce facem, nu? A fi echilibrați înseamnă echilibru. A fi bogați. Da. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi, mulțumindu-i încă o dată psihologului Ceraselon Limbeck, pentru că după această emisiune am învățat un lucru. Un om bogat trebuie să fie echilibrat în tot ceea ce face. Da. Până la o nouă emisiune, de aici din studio vă spunem toate cele bune. La revedere!
La revedere!